ne deschide minimile și ca să facem lucrul ăsta, trebuie să cerem un pic de ajutor extra, nu -i? așa? Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ești atât de bun cu noi. Tot ce avem, tot ceea ce suntem, tot ce primim, primim din mâna Ta, Doamne. Ne-ai dat privilegiul, Doamne, multora de aici să avem un loc de muncă, să avem sănătate, să avem copii, să avem unii dintre noi casele sau apartamentele noastre, unii dintre noi mașini. Sunt proiecte în care, Doamne, tot e implicat alături de noi. Acum e momentul în care și noi să ne implicăm în puținele proiecte pe care și tu le ai și mulțumim că o putem face ca un semn al recunoștinței noastre. Uh, e puțin ceea ce putem să-ți oferim, Doamne, comparabil cu tot ceea ce tu ne dai. Dar te rog, uh, ajută-ne să avem un spirit recunoscător, un duh recunoscător înaintea ta. De aceea te rugăm și astăzi, Doamne, fiindcă vrem să ne hrănim spiritual, deschide-ne inima, mintea să înțelegem, să pricepem. Ce vrei să ne comunici, Doamne? Dincolo de incoerența sau imperfecțiunea vorbitorului, fi tu cel care vei vorbi prin Duhul tău cel sfânt. Și lasă-ne ca din Scriptură să putem pricepe exact ceea ce vrei de la noi. Îți mulțumim că o vei face, fiindcă te rugăm în numele și pentru meritele Domnului Isus. Amin. Aș vrea să încep prin a vă pune o întrebare, o întrebare mai diferită în dimineața asta, și anume ceva legat de fraudă. Știți care este frauda cu cea mai rapidă rată de creștere în lume? Furtul de identitate. La fiecare două secunde cineva în lumea asta fură identitatea cuiva. Doar în Statele Unite anul trecut peste 15 milioane de americani au căzut victime acestei fraude. Și cu siguranță că nu sunt doar americani, există cineva aici căruia i s-a furat identitatea? Ok? Vă spun eu că nu e un sentiment plăcut, Acum vreo șase ani când am aflat că pentru prima dată cineva și-a făcut o pagină de Facebook cu pozele mele, datele mele și corespondența mea sau corespondan numele meu, nu mi-a picat bine deloc. De atunci am aflat că mai am câteva conturi de e-mail, Messenger și Facebook, care nu sunt ale mele create tot în numele meu și corespondând tot cu alții în numele meu și vă zic eu că nu-ți pică bine chiar deloc. Mai ales timpul și energia, discuții și declarații la poliție, la SRI, la avocați, la parchet, să-ți aperi identitatea. Dragul meu, dacă ești creștin, cineva vrea să-ți fure, să-ți distorsioneze, să-ți păteze identitatea. Dacă ești al lui Hristos, și te identifici cu el, cel rău numit în scriptură Satan va căuta diferite căi prin care să-ți afecteze identitatea. Și asta a încercat să o facă în biserica din Colose, unde am văzut în ultimele săptămâni cum prin filozofii dati în omenești, învățături începătoare ale lumii, a atacat și a afectat identitatea credincioșilor de acolo. De aceea Apostolul Pavel uh, le scrie o epistolă, de aceea noi avem epistola către Coloseni în Biblie noastre, tocmai ca să-i avertizeze de acest pericol pe ei, dar și pe noi, fiindcă și atunci și acum ce rău caută să ne afecteze identitatea și de aceea vrea Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să ne -o protejăm. Deschideți scripturile, vă rog, în Coloseni, capitolul 2. Aici am ajuns în exegeza noastră, verset cu verset, din ultimele săptămâni, și în capitolul 2, la versetul 11, dăm de alți factori care ne pun în pericol identitatea noastră. Și dacă să începem cu versetul 11, vreau doar să fac o mică intervenție aici. E foarte interesant că în bănci, în sisteme bancare când agenții sunt instruiți să depisteze banii falși de cei, contra, de cei originali, există o regulă de bază și regula e simplă. Îi ajută să învețe cât mai bine cum arată bagnota reală, fiindcă indiferent cât de creativi vor fi hoții respectivi în contrafacerea lor, este cu mult mai ușor să discern falsul de original când cunoști de aproape originalul. Și asta face Apostolul Pavel în aceste versete. Înainte de a ne prezenta trei hoți, am numit noi sau eu, falsificatori identității creștine, el ne prezintă matrița de bază a creștinismului, bagnota reală. Și hai să ne uităm în prima parte la ce se referă el. Și zice el așa în versetul 11. În el, în Hristos, ați fost tăiați în nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejura lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Și aici probabil cei mai noi în credință sau care nu sunteți obișnuiți cu Scriptura vă puneți întrebarea ce cu tăierea asta împrejur, despre ce e vorba. Despre ce e vorba e că în Vechiul Testament, în perioada de dinainte de Hristos, Dumnezeu a avut un popor ales, poporul Israel. Când l-a ales, Dumnezeu a făcut un legământ cu părintele tuturor evreilor, cu Avram, și ca semn al legământului a ales tăierea împrejur sau circumcizia. Adică toți fiii, toți bărbații născuți din Avram, toți evreii, imediat după naștere, erau circumciși, arătând că ei aparțin poporului ales de Dumnezeu. De obicei, patriarhul familiei, uneori tatăl, mai apoi rabinul, când băiatul trecea nou născut, trecea de 8 zile de la naștere, tăia pielea din jurul prepuțului bebelușului de parte bărbătească. Ăsta era semnul Avramii. Acum, e extraordinar să știm că cei care suntem în Isus Hristos, cei care trăim în această epocă, am scăpat de circumcizie și cred că cel puțin bănuiesc creștinii de parte bărbătească ar trebui să fie happy. De ce? Uh, fiindcă prin jertfa lui Isus Hristos a înlocuit vechiul legământ cu noul legământ. De aceea, noi avem într-adevăr în Scripturi Vechiul Testament, îl citim, dar preluăm din el doar principiile învățăturilor lui, fiindcă Vechiul Testament era codul de legi al vechiului legământ, al Israelului. Noi credincioși, creștini, în baza noului legământ, citim noul testament, fiindcă prin jerfa Domnului Hristos noi facem parte din noul legământ. Da? nou legământ trece dincolo de o singură etnie, de un singur popor de evrei, Hristos prin jertfa lui, deschizând calea mântuirii pentru orice ce om, din orice cultură, din orice civilizație, care îl alege ca domn și mântuitor al vieții lui. Și semnele principale ale noului legământ sunt botezul și cina, prin care credinciosul se identifică cu moartea și învierea Domnului Hristos. Circumcizia fizică în carne a fost înlocuită cu circumcizia inimii. În alte cuvinte, ceva se întâmplă în momentul în care omul ajunge să creadă cu adevărat în Dumnezeu și crezând în Dumnezeu își dă seama că din acel moment vrea să trăiască pentru Dumnezeu și nu pentru lume. De aceea Pavel ne spune, versetul 11 și 12, în el ați fost în împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, adică fizică, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, a inimii, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Și acum fiți atenți. Fiind îngropați împreună cu el, prin botez și în viață împreună cu el, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Exact ceea ce se va întâmpla duminica viitoare. Când cei 30 de credincioși care l-au ales pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor vor fi scufundați în apa botezului, simbolizând identificarea lor cu moartea și îngroparea Domnului Hristos, iar mai apoi când vor fi scoși din apă, cei care vor fi scoși, așa, se vor identifica cu învierea lui Isus Hristos, de data aceasta, la o viață nouă, adică diferită de cea care au trăit-o până atunci, trăită pentru Dumnezeu, nu pentru firea pământească. De ce? Fiindcă ceva s-a întâmplat în inima lor. Când ei și a manifestat credința, Iisus le-a atins sufletul, le-a străpuns, le-a tăiat împrejur inima și le-a schimbat viața și destinul. Și asta o explică Pavel mai în amănunt în următorul verset, versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Observați pe voi că erați morți. Omul natural, care nu are o relație cu Dumnezeu, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, este mort din punct de vedere spiritual. Eu și cu tine, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eram niște zombies. Așa cum zombies, toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, din punct de vedere spiritual. Adică te miști, ai viață în tine, dar n-ai viață spirituală. Când Hristos se atinge de viața ta, Duhul prinde viață, viața creștină autentică, începând cu nașterea din nou, cu momentul circumciziei inimii, a identificării cu Isus Hristos. Cu moartea și cu învierea lui. Și observați ce a făcut Hristos. Ne-a iertat toate greșelile. De ce e important? Fiindcă greșeala, păcatul mă separă de Dumnezeu, de sursa vieții. De aceea omul are nevoie de iertare. De aceea fiecare dintre noi avem nevoie de Hristos, nu doar crezând formal sau artificial în el, ci prin credință și pocăință, predându-ne viața în mâna Lui. Fiți atenți ce se întâmplă cu toți cei care la un moment dat fac lucrul acesta. Versetul 14. Hristos a șters zapisul și poru cu poruncile Lui care ne stătea potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce și suplineați cuvântul zapis. În original, termenul reprezenta un document în care erau înscrise toate datoriile cuiva. Adevărul este că fiecare dintre noi avem un astfel de zapis, fiindcă fiecare dintre noi suntem datorului lui Dumnezeu. Fiecare păcat pe care l-am săvârșit vreodată e trecut acolo și fiecare păcat, dragul meu, condamnă, ne condamnă înaintea lui Dumnezeu. Poruncile despre care vorbește versetul ăsta sunt cele din lege pe care inevitabil îți garantez eu că cel puțin odată în viață le-ai călcat. Vestea bună, că asta e creștinismul, întotdeauna vine cu o veste bună. Vestea bună e că zapisul acela care ne era sub, spre condamnarea noastră a fost nimicit. Observați prin ce? Prin cruce, de către cine? De către Isus oricât de multe condamnări, datorii, păcate ai făcut împotriva lui Dumnezeu, când din toată inima ta tu îți pui credința în El și te pocăiești, adică hotărăști să trăiești pentru El, din momentul acela ți se schimbă viața și condamnarea ta este nimicită, zapisul distrus, iar tu e liberat de povara conștiinței și de un destin veșnic aflat sub condamnarea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă păcatul îți este eradicat. Și dacă lucrul acesta are un efect major în viața ta, are un efect major și în ceruri, fiindcă tot ce se întâmplă pe pământ are efect și în cer și invers. Și fii în ce efect are, versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de o care înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și cei care sunteți cu noi și am studiat cartea Coloseni știm, când aceste cuvinte apar domnii și stăpâniri, că n-au de-a face cu autoritățile pământești. Nu au de-a face cu dregătorile și stăpânirile care sunt la 100 de metri aici pe undeva, cred că în partea asta altă, da? Adică președintele țării, tot felul de miniștri și ofițeri și de rang care sunt aici astăzi de ziua armate, chiar aici lângă noi, da? Nu au de-a face cu ei. N au de-a face cu ranguri în lumea spirituală de îngeri și demoni. Mai ales cu demonii. Odată cu distrugerea și ștergerea păcatelor noastre. Satan și demolul lui au fost înfrânți. Și ca să vă pot da o explicație, vis-a-vis -vis de facerea asta de ocare, o imagine pe care Pavel o preia din, dintr-un uh, proces, dintr-o acțiune foarte cunoscută în vremea lui, și anume Procesiunea Victorioasă, Armată Învingătoare. Era obiceiul în Antichitate, ca după o bătălie mare, învingătorii să ia prizonierii, vrășmașii, să-i pună într-o coloană și să facă parade cu ei în capitalele și orașele importante ale Imperiului. De aceea au fost construite arcurile de triumf, fiindcă celebrau triumful. Adică armata învingătoare mărșăluind în glorie pe sub acel arc în fruntea cezarului și ovațiile poporului. Acum, pe unii o ova ovaționau, pe alții făceau de ocară, în ce sens? În acea paradă, vrășmașii erau sub bătăile de joc, mai ales după ce tregeau printr-o procedură rușinoasă. În public, li se rupeau toate semnele autorității și respectului lor. În, în limbajul vremii noastre, li se rupeau ofițerilor epoleții, gradele, medaliile, distințiile de pe uniforma lor. În vremea aceea, anumite haine care reprezentau autoritatea, anumite, eu știu, cușme, armuri, semne de onoare, o cara era atât de rușinoasă încât unii regi sau ofițeri preferau să se sinucidă decât să fie dezonorați astfel. Și noi știm că Decebal, știind ce l-așteaptă dacă va fi luat prizonier, trecând prin treaba asta, în spiritul lui patriotic și mândru de dac, da? Pui de dac, da? N-a vrut să fie dezonorat și s-a sinucis. De ce? Fiindcă era o cară incredibilă în vremea de atunci. Ei, Hristos, prin moartea lui pe cruce, a ieșit biruitor asupra demonilor și a făcut de o cară înaintea întregii creații până la ultimul dintre ei. De aceea se spune că diavolul fuge de cruce, fiindcă cruce aduce aminte de moartea lui Hristos unde Hristos l-a învins și l-a făcut de ocare. Reține, dragul meu creștin, când tu îți predai viața în mâna lui Dumnezeu, nu e doar o schimbare a religiei, a etichetei tale, ci o schimbare a identității tale în cer și pe pământ. Pe drac nu-l interesează că tu te-ai făcut ortodox sau că te-ai făcut penticostal. Păi nu-l afectează cu nimic dacă tu chiar te botezi dacă tu nu te-ai predat cu adevărat lui Hristos, nu ai renunțat la păcatele tale, botezul, ritualurile, etichetele n-au niciun efect asupra ta. Și scuză-mi expresia, doar zic pe românești. Tu tot al dracului rămâi și dacă zici că ești catolic, baptist sau ce-i fi. Tu dacă nu l-ai pe Hristos, să fie al lui Hristos, nimeni și nimic nu te schimbă. Când însă te pocăiești cu adevărat, actul acela al pocăinței îți schimbă destinul. Momentul predării tale schimbă relația ta cu Dumnezeu și atenție, relația ta cu duhurile rele. Din acel moment când tu ești în Hristos și vom vedea duminica viitoare, tu ești ascuns în Hristos, El nu are acces asupra ta cum a avut înainte. De aceea noi mereu vă îndemnăm, stați strânși legați de Hristos. Cât timp tu nu-i dai drept lui satan, el nu are ce să-ți facă. Dar de foarte multe ori creștinul, prin anumite chestiuni, chiar și religioase, deschide căi, portițe de acces pentru satan care începe să-i distrugă identitatea. Și asta s-a întâmplat și cu credincioșii din Colose. Fiindcă Pavel nu scrie această epistolă primarului din Colose, da? Nici măcar Consiliului de Administrație scrie bisericii. Fiindcă în biserica din Colose, oamenii credincioși de acolo erau un pericol să-și piardă identitatea. Și ele descrie trei căi prin care el a atacat identitatea ADN-ul. Fiți atenți prima, versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Scrie în dreptul acestor versete primul hoț, legalismul. legalismul. Ce face legalismul? Legalismul judecă. Judecă credința și pocăința omului, mântuirea și sfințirea lui. De obicei, în baza unor criterii, atenție, religioase, dar străine de ceea ce Scriptura, de ceea ce Dumnezeu uh, vorbește când e vorba de mântuirea sau sfințirea omului. În cazul lor, i-a prins pe acești credincioși, mai ales prin intermediul evreilor care s-au convertit la creștinism, dar care proveneau din iudaism. În loc să se debaraseze de anumite obiceiuri și tradiții Care uh, le aveau în religia lor Le-au preluat cu ei Și propovădeau un fel de sincretism Un fel de mixaj între iudaism și creștinism Dacă în creștinism mântuirea și sfințirea Țin de credință și pocăință Adică de transformarea vizibilă a inimii tale În iudaism, în special fariseii adăugau și alte chichițe din lege și îi spuneau așa, tu nu ești cu adevărat credincios, tu nu ești cu adevărat mântuit, tu nu ești un om al lui Dumnezeu doar crezând în Hristos și trebuie să mă arăți și ce mănânci și ce nu mănânci. Spre exemplu, pentru evrei, carnea de porc era socotită necurată în legea mozaică. Sau, n-ai cum să spui că ești credincios când tu nu ți sabatul. Sau sărbătorile din Vechiul Testament, care de obicei începeau cu o lună nouă. Și despre acest gen de oameni și practici vorbește Pavel în acest verset. ajunseser asemenea credincioși în biserica din Colose și în loc să se axeze doar pe Hristos, mai adăugau lucruri din lege, judecând mântuirea și sfințirea fraților de credință. Nu ești dacă nu. Da? Suntem noi oare mai bune astăzi? Oare câți dintre noi n-am fost, sau poate chiar suntem, între cei care judecăm pocăința sau credința sau mântuirea unora și pe baza altor criterii, chiar religioase le putem numi, dar care nu sunt biblice. Cât n-am auzit care vin și ți spun, vă le-a pe cele mai populare, o, oh, n-are cum să fie pocăită fiindcă vine în pantalon nu în fustă, n-are batic pe cap sau, o, oh, are bijuterii sau, o, oh, ce cu muzica asta, care, ce cu chitară, ce cu bate, lucruri zapise de condamnare care n-au sfârșit. Și nu rămân doar la niște încredințări personale, că nimeni nu are treabă că tu vrei să vin fustă sau vrei să asculți muzică, eu știu, mai lentă, ci trebuie să judeci și mântuirea și sfințirea celuilalt care zici tu că are sau nu are o relație cu Domnul. De ce? E fiindcă tu definești relația aia cu Dumnezeu prin Hristos plus alte găselnițe de ale tale. Și aici e problema. Cine ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu? Cine ne-a câștigat relația noastră cu El? Hristos sau Hristos și toate celelalte lucruri? Nimic în plus și nimic în minus doar Hristos. În momentul în care noi adăugăm, noi alterăm Evanghelia și alterăm identitatea noastră în ea. Și Pavel, interesant că s-a mai zbătut cu astfel de percepte și în alte biserici. De aceea, nu vă mirați dacă găsiți astfel de pericole chiar în interiorul unor biserici. De ce? Fiindcă în Galatia, la un moment dat, scrie o întreagă epistolă celor de acolo care erau un pericol să cadă cu toată biserica din treaba asta. Galateni 1:6, vă citez: Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Observați, o numește o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema, Caut eu oare în clipa asta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Și este adevărul. Legaliștii de obicei tulbură bisericile, fiindcă sunt oameni setați mereu să judece pe alții. Bisericile ajung tulburate, și asta e părerea mea, Fiindcă cei responsabili să le păzească prezbiterii și păstorii permit unor astfel de oameni să tulbure. Din ce cauză? Vă spun eu din ce cauză. Frica de oameni. Caută să le fie pe plac. De ce? Fiindcă au gura mai mare. Ăia. Fiindcă mușcă mai rău. Fiindcă nu-i lasă în pace. Caută să le fie pe Caută să le ofere bunăvoință. Ce spune Scriptura? Caut eu să fac pe plac oamenilor sau mă asum riscul și plătesc prețul să țin Evanghelia lui Hristos nepătată, nealterată. De aceea, dragii mei, dacă noi, ca prezbiteri, vă putem promite ceva, vă promitem că în biserica asta legaliștii n or să aibă loc niciodată. Fiindcă Pavel ne îndeamnă să nu facem pe plac oamenilor, fiindcă noi avem un singur stăpân și ala e Hristos, care nu ne permite să distorsionăm Evanghelia și identitatea. Pentru legaliști, identitatea ține nu doar de credință și pocăință, ci de toate celelalte lucruri care se adaugă. De aceea, pentru ei, identitatea e greșită. Sunt creștin, sunt credincios, dacă mai țin și asta, și asta, și asta, și asta, tu ești credincios dacă l-ai pe Hristos și trăiești Evanghelia Lui. În ultimul nostru turneu, am primit un bilet la cruce cu număr de telefon, pe care l-am și sunat a doua zi, eram chiar pe mașină, un credincios care, aflând că venim prin zonă, o participat și el la închinare și când a început programul, i s-a setat un spirit de judecată extrem. A început să ne judece muzica, să ne judece stilul, să ne judece îmbrăcămintea, luminile, absolut toate detaliile. Nu au vrut să plece de acolo, ci au vrut să rămână, să ne judece până la final, că de obicei legaliștii sunt atât de încăpățânați încât vor să toace absolut orice urmă de viață. Și bine că au rămas. E că Duhul Domnului a început să-i vorbească în timpul întâlnirii noastre și la final când am făcut chemare a ieșit și el și a ținut să mărturisească personal păcatul judecății și criticii excesivi de care nu putea scăpa. Am apreciat și m-am rugat pentru el, fiindcă am văzut o luptă genuină în el, setat fiind mereu să judece pe alții. Ei, nu aceeași experiență am avut-o în București, la seara studenților, când undeva, pe o bancă din spate, o, o, o soră, când l-a văzut pe Oti, liderul nostru de închinare, ieșind în față, o zis cu voce tare, că așa sunt legali și de obicei vorbesc, așa să audă cam toți din jur, da? Vai de mine, ce cu părul ăsta în biserică? La care un frate pastor, care a venit după aia să zic zică de tot evenimentul ăsta, participant și la eveniment, stătea lângă dânsa, îi zise, soră, Dumnezeu l-a creat așa. Da, de unde? Fii atent ce cercel are în urechi. Soră, dacă te uiți mai bine, nu e cercel, e o cască care are nevoie pe... Ce, eu nu văd bine? <ră> mai trec vreo două minute în care ea tot bombănea și dintr-o dată într o altă soră în biserică pe culoar la care ea fără jenă o strigă Leanțu, vină încoa că n-am cu cine comenta! Dacă cumva ești comentator de profesie, mereu pus pe critică și bârfă, mai ales dacă ai tendința să judeci credința altora, dacă ești virusat și drogat de legalism, smerește-te, cere iertare și pocăiește-te. Îți spun de ce. Iisus a folosit apelativul fiii diavolului. Când s-a adresat nu păgânilor, nici grecilor, nici romanilor, ci fariseilor, celor care se credeau cei mai sfinți din vremea lui, legaliștilor de atunci, care aveau impresia că sunt ai lui Dumnezeu, când de fapt făceau munca Tatălui lor diabolos, care în greacă înseamnă calomniatorul, cel care mereu caută gunoaie prin gunoaiele vieții noastre. Legalismul îți fură identitatea, dându-ți falsa impresie că statutul tău în Isus e Isus plus alte cele, diminuând a tot suficiența lui, a jerfelui lui pentru păcatele tale. Legalismul este un pericol. Doi, Misticismul. Dacă legaliștii sunt înșelați pe orizontală, tot felul de tradiții și chichițe extraomenești, da? Misticii sunt înșelați pe verticală adaugă învățături spirituale. Misticismul te ademenește cu idei și alternative supranaturale vieții tale de credință, pledând că adevărata percepția lui Dumnezeu trebuie să treacă dincolo de rațiune și logică de intelect, ba chiar și dincolo de credință, trebuie să pătrundă și în zone mistice. În alte cuvinte, trebuie musai să, să ai și o experiență directă cu Dumnezeu. Trebuie să ai o vedenie, trebuie să cazi într-o transă, pentru unii să vorbește în limbi. Poate pentru unii să o intuiție mai extraordinară, o înțelegere tainică, o prezicere, o ceva extra credințe și pocăinței tale. Acum este clar că orice credincios adevărat va ajunge să aibă experiențe cu Dumnezeu. Majoritatea dintre noi suntem aici și venim în fiecare duminică, de-abia așteptăm să ne încărcăm cu cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă noi l-am experimentat pe Dumnezeu și nu doar intelectual, ci și supranatural, adică ceva s-a întâmplat în viața noastră care ne îndeamnă și ne confirmă că acest Dumnezeu există. Nu ne că Divinul se arată în vise, Eu avem vreo șase oameni din cei 30 cărora Dumnezeului s-a arătat în vis. Nu, nu, neg faptul că există forme supranaturale, chiar vorbire în limbi, chiar și profeții pe care unii oameni le au, dar nu toți și nu când vreau ei, ci când vrea el și cum vrea el. Ăsta e principiul biblic. Dar atenție! Oamenii care au o preocupare sau fac din supranatural o preocupare riscă să cadă în misticism. Preocuparea noastră trebuie să fie spre credință și pocăință înțeleasă și intelectual, dar și spiritual. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura în scris să o putem pricepe intelectual ca să putem să judecăm anumite experiențe spirituale, inclusiv acestea care spun ei că vin de la Dumnezeu. De aceea nu-i de ajuns să vii la biserică și să spui, o, dar eu sunt sincer în ceea ce fac. Trebuie să fii și corect și să-ți evaluezi relația ta cu Dumnezeu prin prisma Scripturii. Ce din colose se aflau în acest pericol? De aceea Pavel le vorbește în versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alelgării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Nimeni! Chiar dacă vine la tine un proroc, un clar văzător, un mediu sau orice alt titlu, el și la sumă, nimeni să nu-ți răpească, fii atent, premiul alergării. Despre ce alergare e vorba? În scripturi, viața de credință este asemenea unei alergări de rezistență spre ținta finală care e Hristos. Tu pe calea lui trebuie să rămâi, nu pe alte căi, nici măcar pe cele, atenție, născocite de mintea ta. Observa ce spune Pavel. Făcându-și voia lui însuși, nu voia lui Hristos, ci voia lui însuși. Și mulți cad în eroare când din propria lor voință vor și ei să experimenteze supranaturalul. Vor și ei să testeze și nu-și dau seama că atunci când intră în dimensiunea spirituală a lumii, deschid uși spre cer rău și acțiunile demonilor săi. Ascultă-mă cu atenție. Cu lumea spirituală nu-i de joacă. Nu poți face doar ceea ce tu voiești, fiindcă te expui la riscuri enorme. E ca și cum te-ai juca cu o brichetă într-o magazie cu butelii. Sau ai vrea și tu să combini aciz de capul tău într-un laborator de chimie. Riscul extrem. Cele mai multe cazuri de opresiune demonică au început după ce persoanele în cauză, din curiozitate, unii din disperare, alții în depresie sau pur și simplu au vrut senzații tari, au ținut ei să experimenteze supranaturalul. O, oh, m-am dus și odată la vrăjitoare. A, am fost și odată să primesc un cuvânt de la un proroc. Am jucat și eu cu tabla Oija sau cu cărțile Tarot. De ce să nu mă duc eu să mi se deschidă și mie pravila? Sau și ea să-mi în funcție de cum să mută pendulul? Am auzit de astrologi și m-am dus să-mi facă și mie horoscopul. Păi din curiozitate am vrut și eu să simt ce simt ăia care practică meditația transcendentală, să văd și eu cei cu spirala aia yoga sau cum zicea cineva seară. New Age. Eram foarte interesată de New Age. Dragul meu, orice procedeu, ritual, sport, joc care te induce în dimensiunea spirituală a lumii poate deschide căi de acces celui rău. Am rămas șocat și încă nu știu ce să cred când am citit, nu de mult, acum vreo două luni de zile, într-o publicație în limba engleză despre o conferință internațională, atenție, care a avut loc la sediul Băncii Centrale Europene din Frankfurt, unde au fost chemați clarvăzători, medium, cabaliști, numerologi, vrăjitori, pentru a-și spune prezicerile lor la situația crizei europene. De fapt, de ce să mă mir când pe posturile noastre de media, zilnic auzi tot felul de astrologi care îți fac preziceri în baza mișcării a astrelor, a zodilor, aveți grijă? Cu lumea spirituală nu-i de joacă. Chiar dacă uneori ești ademenit cu nume, lucruri, entități menționate chiar și în scripturi, diavolul, spune scriptura, se transformă și într-un înger. Ce fel de înger? De lumină, cu ce scop? Ca să înșele. Și așa ia prin și pe cei din colose. Observați cum erau pe punctul să le răpească premiul alergării. Prin ce? Printr-o smerenie și închinare la ce? la îngeri. Câți oameni și astăzi nu se închină îngerilor, nu se roagă îngerilor. Câți dintre voi n-ați crescut încă de mici, fiind învățați să rostiți înainte de culcare, înger, îngerașul meu, roagă-te lui Dumnezeu, nu? Ok. Dragul meu, bunicuța a fi fost drăguță când nu fi vrut să te învețe treaba asta, dar nu no, scuză. Biblia interzice închinarea și rugăciunea la îngeri. Dar cum îngereau de-a face cu Dumnezeu? E bine să la orice are de-a face cu Dumnezeu, nici vorbă. Atenție! Când oamenii, spre exemplu Petru și Pavel, care noi numim Sfință astăzi, da? În faptele apostolilor, în fața lor, după ce au făcut niște miracole în numele lui Hristos, ori vrut cei din jur să se închine lor, ce-au făcut Petru și Pavel? Și-au rupt hainele de pe ei. Fiindcă le-au spus foarte clar acelor oameni, închinarea e strict spre o singură țintă și e verticală înspre Dumnezeu. Nu altă ființă, fie înger sfânt sau orice altceva. De aceea și noi îi respectăm pe apostoli, dar nu ne închinăm sfinților. O avem un respect deosebit pentru Maria, dar nu ne închinăm Fecioarei Maria. Avem cruce în biserică, dar nu ne închinăm crucii. De ce? Fiindcă Biblia nu ne îndrumă să ne închinăm decât în exclusivitatea lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt lui Dumnezeu. Dar sunt situații, Cristi, în care mulți o fac. De ce o fac? Tradiție, obicei, de cele mai multe ori oamenii nu sunt informați, nu fiindcă au citit în Sfintele Scripturi, ci pur și simplu din inerție, unii din ignoranță. Observați ce e din Colose, cam așa au ajuns acolo, spune așa textul, amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut dinul nu experimentat, erau ignoranți, mai rău, erau și plini de mândrie, umflați de o mândrie deșartă prin gândurile firii pământești și câți nu cunoaștem care nici în ruptul capului n-a renunțat la religia sau tradițiile lor, fălindu-se unii cu ele, dar habar n-au de ce fac ceea ce fac, de ce cred ceea ce cred. Și pericolul acestor devieri de la țintă mare, fiindcă cer rău și vă știți regula, de cele mai multe ori ne ca acum. Nu prin contrast, ci prin asemănare. Tocmai ca să prindă momeala și cârligul, ca odată prins în cârligul ăla, să te tragă spre el. Și așa au ajuns cei din Colose. Au ajuns să nu se țină strâns de Hristos, de capul lor. Și evident că biserica a ajuns să aibă probleme, versetul 19. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, adică biserica, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Vrei să crești spiritual? Tu nu ai nevoie de chestii extra. Hrănește-te cu ceea ce Dumnezeu îți dă. Scriptură, rugăciune, ține-te de pocăință, mai apoi fi e cu frații tăi, fiindcă observați în text, cu ajutorul încheturilor și legăturilor, îți primește creșterea, mădularele pe care Dumnezeu le-a pus în jurul tău, membrii bisericii din care faci parte. Nu alerga după chestii mistice, mai ales asupra unor oameni care n-au nicio legătură cu vreo biserică de obicei cei care caută chestii mistice rar îi vezi prin biserici sau n-au nicio legătură ba mai mult decât atât, o mândrie spirituală fiindcă ei se cred cumva mai superior decât vorba aia credincioși second hand de mână a doua care n-au astfel de trăiri ai mare grijă de ce? a fi creștin trebuie să-l ai pe Hristos și atât nu Hristos plus experiențele tale spirituale a fi creștin nu poți să ai identitatea în a avea sau nu avea anumite experiențe. Îl ai pe Hristos, să trăiești pocăința, asta e ceea ce Dumnezeu vrea de la tine. De aceea misticismul, la fel ca și legalismul, îți poate afecta viața creștină. Și trei, tot în textul nostru, ascetismul. Ce ascetismul? Un stil de viață caracterizat printr-o abstinență de la anumite plăceri lumești. Sunt diferite tipuri de ascetism, Vă dau exemple. Ascetismul asupra propriului trup. Sunt oameni care nu consumă anumite alimente, desconsideră anumite nevoi naturale, somn, căldură, igienă, practică celibatul, abstinență sexuală, indiferent că e în căsătorie și așa mai departe. B. Ascetismul asupra unor drepturi individuale, renunță, sunt oameni care renunță la proprietăți, la comunicare, nu mai vor să vorbească, la anumite lucruri normale societății, la telefon, la curent, la televizor. Ascetismul asupra societății, izolarea în anumite comunități de credincioși care cred la fel, au același stil de viață. Unii merg în mănăstiri, alții merg în pustii, alții merg în anumite comunități, cum în Statele Unite sunt omii și care deși trăiesc în secolul 21, nu folosesc curentul electric, apa curentă, mașini, tehnologie, telefon și așa mai departe. Acum, fiecare om are dreptul să-și aleagă stilul de viață. Dacă vrei să trăiești așa, nicio problemă. Fii tarzan în junglă, da? Nu ține de mine să judec eu problema ta. Dar motivația ta e cea mai importantă, mai ales când are de-a face cu mântuirea. Aici e problema. Dacă tu crezi că prin ascetism tu îți asiguri mântuirea sau sfințirea, că nu e de ajuns jertfa lui Hristos pentru păcatele și mântuirea ta, ci tu mai trebuie să adaugi și eforturile și sacrificiile tale să intri într-un fel de legalism sau ascetism, tu vei ajunge la un moment dat să desconsideri jertfa a tot suficiența jertfei lui Hristos. Și asta e grav fiindcă cați din nou în pericolul menționat în Galatia. Îți creezi tu Evanghelia ta și mai rău, o și altora. De aceea, înainte de a judeca pe alții, judecă pe tine însuți. Dacă cumva ai în mintea ta, în preconcepțiile tale, anumite tradiții religioase, moștenite de undeva, dar care n-au o bază biblică, care n-au de-a face cu mântuirea ta, Chiar dacă ți este greu, fiindcă legalismul, ascetismul leagă oamenii, duhurile de religiozitate leagă oamenii, debarasează-te de el. Nu du balast în barca ta a credinței tale, fiindcă în furtun te vei scufunda. Dacă ai ajuns să te și botezi, să te identifici cu moartea și învierea lui Hristos, tu ai murit față de aceste lucruri începătoare ale lumii. Și asta nu eu îți spun, și Pavel îți spune, fii atent ce ne spune el în versetul 20, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Exact ceea ce ascetismul face. Și nu vă gândiți doar la călugărie, fiindcă și în biserică sunt oameni care sunt mereu setați pe nu. N-ai voie aia, nu fă aia, nu te îmbrăca așa, nu veni așa, nu vorbi așa, nu cânta așa, nu, nu și nu. Am stat odată într-un cartier în Arad, unde vecinul meu, când o afla că sunt pastor, s-o enerva de tot. Nu am făcut nimic. De ce? Fiindcă nevastă sa s o pocăit cu, nu știu, 3-4 ani în urmă, și de atunci căsnicia lor s-a distrus. Ce-a făcut femeia? S-a mutat într-o altă cameră să doarmă, fiindcă în dormitor bărbatul său avea televizor. Iar ea a fost învățată în biserica unde s-a pocăit că n-ai voie ca și credincios să te uiți la televizor. Și o prefera să sacrifice relația cu soțul decât să accepte televizorul. Ceea ce nu a realizat ea, și mai ales ceea ce le infuzează asemenea aberații în biserici, este că omul ăla și mulți alții nu mai vor să pășească în vreo biserică, nu din cauza pocăinței, ci din cauza unei proaste și neadevărate versiuni a pocăinței prin care cer rău îi înșală pământ Și asta, săritor la cer, prin biserică. Și câte astfel de porunci nu există în câte astfel de biserici care n-au nimic de a face cu Scriptura, ci sunt pur și simplu porunci omenești, fără nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. Și înșală oamenii la greu. La un moment dat în Nordul Moldovei, acum câțiva ani, m-am oprit undeva pe un câmp și nu știam de ce cordon de mașini, trafic, Erau era în mijlocul câmpului. Ies din mașină când mă uit și întreb pe cine, Ce, da, da, nu avem cum să trecem, uitați-vă acolo, vreo 30-40 de oameni pe genunchi treceau de pe un deal pe altul să ajungă la o mică bisericuță, fiindcă credeau că dacă trec pe genunchi până acolo, li se iartă păcatele. Câți n-am dat de oameni care postesc la greu, crezând că dacă postesc, li se iartă păcatele? Știi care e părerea lui Pavel vis a -vis de astfel de subiecte? Versetul 22. Toate aceste lucruri, care pierodată cu întrebuințarea lor, sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. N-au de-a face cu Scriptura. De aceea pune-te și citește Scriptura să vezi ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Da? Au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune, o închinare voită, o smerenie, o asprime față de trup și asta e adevărul. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești Sunt de niciun preț, în alte cuvinte au doar formă, ambalaj, dar nimic mai mult Și același lucru repetă Pavel și celor din Galatia Fiindcă cer rău câștigă teren și dă impresia că oarecum poți să abgradezi identitatea ta Dacă mai pui ceva în plus la ea Spune Pavel așa dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vrem și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. De ce să vă fi ostenit degeaba? Fiindcă sunt pe punctul de a-și pierde identitatea, credința, Fiindcă în creștinism identitatea ți definită de Hristos, nu de altceva. De aceea reține principiul ăsta. Oricine taie, decupează, sustrage adevăruri fundamentale din Evanghelia lui Hristos, este un liberal, da? Liberale nu cei care vin în blugi la biserică și mestecă gumă la cor, da? da? Cine taie adevăruri substanțiale, da? Învierea lui Hristos nu cred în ea, nașterea lui nu cred în ea, moartea lui nu cred în ea, e liberal. Doi, oricine adaugă Evangheliei lui Hristos prin a cere în plus, fie în a judeca mântuirea sau sfințirea unui om, după criterii și tradiții extra-biblice, este un legalism. Și aici poți să inclus misticismul, poți să inclus ascetismul, lucruri care vin în plus. Ambele forme, de poluarea Evangheliei sunt la fel de periculoase. Slavă Domnului! Că în România noi nu avem influențe liberale prea multe. Dar pot să spun treaba asta? Domnul să aibă milă de noi. Fiindcă legalismul a omorât și o moară la greu în bisericile noastre. Pe Iisus, pe Pavel, nu liberalii l-au condamnat și l-au hăituit, ci legaliștii. De ce? Fiindcă amândoi au avut curajul să vorbească împotriva învățăturilor. Majoritatea celor care au probleme cu noi, nu sunt oameni din lume, sunt tot legaliști care apelează tot la intimidare. Dar noi vă promitem că am plătit prețul și îl vom plăti, fiindcă riscul pe care ni-l asumăm e atât de important noi vrem să împărțim drept, nu strâm nici la stânga, nici la dreapta Evanghelia și nu vrem să facem pe placul oamenilor, ci pe placul lui Dumnezeu. Asta e ținta noastră și asta ar trebui să fie și ținta ta a celui ce aparții lui Iisus Hristos cu adevărat. Ai grijă de identitatea ta. Cine ți-o poate fura, polua, distorsiona? Și la întrebarea asta vreau să te las să meditezi, să te rogi în ultimile momente din serviciul nostru de astăzi. Vreau să potrecem în câteva momente de rugăciune personală, punându-ți întrebarea asta. Cât de curată sau poluată îți este credința ta? Ce ar trebui să pui deoparte, să tai, să elimini din preconcepțiile sau prejudecățile tale? Poate din anumite tradiții, poate din anumite superstiții, lucruri care n-au de-a face cu Dumnezeu, cu Scriptura în mod deosebit, cu credința și pocăința ta. Ba poate sunt chiar obstacole în acest sens, pentru ce ar trebui să-și ceri iertare? Dar să ceri ajutor. Fiindcă legalismul, ascetismul, misticismul sunt lucruri de care nu scapi ușor. Dar Hristos te poate scăpa dacă sincer îți ceri iertare și liberare. Nu lăsa ca alt cineva sau altceva să-ți răpească premiul de alergării. Să-ți afecteze identitatea ta, să te facă să crezi că pe lângă Iisus mai ai nevoie și de extra în viața ta. Dacă ești al Lui, Pavel ne spune în Coloseni, tu ai totul de plin în El. N-ai nevoie de chichițe și chinezării extra, nici măcar cele religioase. Dacă însă nu ești a lui, gândește-te și tu foarte serios în următoarele momente în care te vei ruga. Încă duminica viitoare, când vom avea botez, și când oamenii ăștia vor veni și își vor asuma public credință și vor face pasul acesta menționat în Scripturi, poate că Dumnezeu te îndeamnă și pe tine să-l faci să te debarasezi de trecut, de tradiții, de superstiții, să-L îmbrăcisezi spre Hristos și să mergi înainte cu El, asumându-ți identitatea de creștin. Roagă-te ca în ziua aia și tu să-ți predai viața în mâna Lui. Fiindcă va fi un moment în care vrem să-ți dăm voie să faci lucrul ăsta. Roagă-te ca Domnul să-ți pregătească calea. Haideți să încheiem printr-un moment de liniște în care fiecare în dreptul lui să se roage în baza celor auzite aici. Și dacă ești tulburat, poate că există un motiv pentru tulburarea ta. Dacă astăzi ai înțeles un lucru și vrei să te debarasezi de el, cere lui Dumnezeu să o facă. Dar fiecare dintre noi, hai să ne evaluăm credința și identitatea noastră înaintea Lui. Haideți așa cum stăm, rugați-vă fiecare în dreptul vostru. În timp ce vă rugați, aș vrea să invit aici în față pe cei care în duminica următoare aleg să-și asume identitatea lor, așa cum Scriptura o cere, prin botez. Vreau să ne rugăm pentru ei. E un moment atât de special, atât de unic în viața lor. Așa cum a fost și în viața ta atunci când Dumnezeu ți-a deschis ochii și a înțeles că nu există altceva mai prețios în lumea asta decât relația ta cu Dumnezeu. Nimeni și nimic nu te poate mântui decât Isus Hristos prin jertfa Lui. Când prin credință și pocăință tu lași să intre în viața ta, să-ți ierte păcatele tale. Oamenii ăștia au priceput treaba asta și vor să împlinească în o tradiție, ci o învățătură, o poruncă a lui Isus Hristos. Cine va crede și să va boteza, acela va fi mântuit. De ce vreau să ne rugăm pentru ei? Fiindcă identitatea lor, identitatea lor e schimbată în zilele astea. Dar Dumnezeu s-o țină nepătată, nealterată până la sfârșitul vieții. Haideți să ne ridicăm. Și împreună cu mine aș vrea să stați în Duhul vostru, să facem o rugăciune pentru ei. Doamne, mulțumim că prin Isus Hristos, Domnul nostru, ai plătit prețul ca noi să avem o identitate nouă în Hristos, cea de copii de Dumnezeu. Mulțumim că nu datorită meritelor noastre, a păcatelor sau trecutului nostru, ci datorită meritelor lui Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Noi prin credință și pocăință putem primi această nouă identitate. Putem fi iertați de păcate, eliberați de poveri și putem trăi speranța certitudinea vieții veșnici. Mulțumim pentru acești oameni, 30 dintre ei, care, Doamne, duminica viitoare vor să facă pasul acesta așa cum ne-ai învățat public. Te rog, Doamne, să-i întărești în credința lor. Te rog să le ții identitatea nepătată, nepoluată, nediluată. Te rog să-i păzești de ce rău, Doamne, te rog în zilele acestea de dinainte de botez În zilele de după botez Când cerul va căuta prin orice Să-i deraieze de la cale Îngerii tăi să-i păzească Și puterea ta să fie un scut în viața lor, Domn Ajută-i să se bucure și noi să ne bucurăm cu ei Duminică când vor celebra botezul lor Și fie ca alții care acum se uită înspre ei dar care n-au în corelație oficializată, pecetluită cu Isus Hristos, să-i urmeze, să le urmeze exemplul, să aibă curajul de a face și ei ceea ce ei fac public, așa cum tu o ceri, asumându-și identitatea în Hristos și predându-și viața în mâna lui. Ce bucurie, Doamne, să ne știm copiii tăi! Ce onoare, Doamne, să știm că suntem mereu păziți de mâna Ta. Glorie Ție că ne-ai împăcat cu Dumnezeu atunci când Tu, Iisus, ai murit pe Golgota. Haideți să cântăm această cântare ca o rugăciune de laudă, ca o declarație.